Stadionul Steaua, stadionul Ghencea sau, mă rog, ce-a mai rămas aici din el. Bă, nu contestă nimeni faptul că este făcut nou și e frumos, are estetică, dar n-are suflet. Acest erou al României, acest amiralul, generalul, colonelul, maiorul, talpan, care a fost în prima linie când ne-au atacat perșii, otomanii, austro-ungarii. Păi numai așa poți să-i dai atâta putere unui om, nu? Ăsta a scos sufletul din acest stadion. A scos sufletul, mă, era mai animat și mai frumos și atunci când era în construcție. Acum, n-are suflet, n-are nimic. Vii pe aici și parcă ești într-un spital de ăla bântuit. Bă, sigla aia ar trebui luată de acolo și pusă cea a FCSB-ului. De ce? Pentru că ai vândut, mă. Bă, ai vândut. Și când vinzi, trebuie să fii bărbat și să ai cohonesuri și să accepti lucrul ăsta și să mergi în continuare cu premiza că ai vândut. Steaua. Doamne, iartă-mă, na. Nu mai joacă nimeni, nu mai face nimeni. Ba, mă rog, mai sunt vreo 2 sau 3 pasnici pe aici săraci trecuți de vârsta 6-a. Trebuie să câștige și ei un bănuț, tot respectul pentru ei. Și avem aceste două tunuri de altireliem, care, na, au și ele grijă să nu intre celelalte suflete bântuite pe acest stadion frumos și fără viață. Talpane, ai făcut-o, ai comis-o, de n-o să te uite 10 generații de acum încolo. O zi faină să aveți!